vești bune pentru elevi. Vacanța de iarnă începe în data de 23 decembrie și va dura 17 zile, până pe data de 8 ianuarie. Conform planului cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, semestrul întâi al anului școlar se finalizează la 22 decembrie, iar semestrul 2 va începe în data de 9 ianuarie. De asemenea, în perioada menționată au vacanță doar elevii din învățământul primar și secundar, grădinițele vor activa în continuare, cu excepția zilelor de sărbătoare libere, la fel și instituțiile de învățământ extrașcolar.